În parte, parte își face. Acesta este motoul unei funcționare din Câmpina. Femeia și-a băgat în buzunare cam 100 de mii de lei din banii statului. Înșelătoria a ieșit la iveală din întâmplare luna trecută, când femeia era în concediu. Perioada ianuarie 2010-septembrie 2011, funcționara și-a însușit și a folosit în interes personal sume de bani din bufetul unității respective. Toată escrocheria a ieșit la iveală întâmplător, când funcționara se afla în concediu de odihnă. În lipsa ei lăsase instrucțiuni clare ca nimeni să nu îi umble în calculator și în acte, dar colegii nu au ascultat-o. Falsifica statele de plată ale asistenților persoanelor cu handicap care primeau indemnizații. Cele mai dese cazuri au fost de modificare a acestui quantum, care era un quantum fix. După ce primea semnăturile necesare, schimba statele și trecea alte sume. Și nu erau singurele modalități prin care funcționara și-a umplut conturile. Noi asistenți erau trecuți la plată cu o lună înainte de începerea contractului. Astfel, salariul acestora de pe o lună întreagă ajungea tot în buzunarul femeii. Era o foarte bună colegă, ne înțelegeam foarte bine și pentru noi, colegii din primărie, a fost un șoc și este în continuare, de fiecare dată când mai aflăm câte ceva, ne miră lucrul ăsta, pentru că n-am bănuit nicio clipă. Femeia de 42 de ani a restituit deja primăriei suma de 40.000 de lei, însă polițiștii o cercetează acum pentru delapidare și fals în înscrisuri oficiale. Dacă va fi găsită vinovată, ar putea primi până la 7 ani de închisoare.